Evenimentul organizat de Asociația Literata va debuta cu prezentarea profesorului de istorie la Colegiul Național Constantin Cantacuzino, Stancu Ferezia, care va evoca personalitatea istorică a domnitorului Constantin Brâncoveanu, contextul istoric contemporan al acestuia, precum și contribuția adusă la dezvoltarea culturii românești. Sloganul nostru este întoarcerea la adevăratele valori, adevărate valori care sunt și printre care se numără și iubirea neamului românesc. Iar partea acestui trecut glorios al neamului românesc este și Constantin Brâncoveanu. Seara va continua cu alocuțiunea doctorului în teologie Ion Marian Croitoru, profesor la Facultatea de Teologie din cadrul Universității Valahia, în care se va prezenta dimensiunea spirituală a brâncovenilor, a martiriului acestora, precum și importanța pentru creștinii zilelor noastre. În partea a doua a evenimentului va avea loc un concert special al trupei Arhaic, intrând astfel într-o atmosferă autentică de folk rafinat cu puternice accente patriotice. În partea a doua avem invitată o trupă de excepție, spunem noi, care vine pentru prima dată în Târgoviște. Este vorba de trupa Arhaic, care cântă un folk pe limba sufletului românesc. Noi sperăm să bucure pe târgovișteni și nu numai, pentru că sunt așteptați și din județul nostru cine poate veni. Noi ne-am bucurat să fie cât mai multă lume la acest eveniment autentic românesc. Scormonind pe internet și documentându-mă pentru această conferință de anul trecut dedicată toți Sfinților Martiri Brâncoveni, i-am găsit pe trupa Arhaic, care aveau chiar un cântec dedicat Sfinților Martiri Brâncoveni. Melodiile trupei Arhaic, printre care se regăsește și o elegie pentru Brâncoveanu, oferă publicului ritmuri care inspiră de la sensibilitate la romantism până la mesaje istorice și galopul cailor pe ritmuri haiducești. Fluierul românesc, chitara, toaca, fluierul irlandez, caval, blockflute și duduc, instrument adus în premieră de către arhaici în folcul autohton, sunt mijloace prin care publicul va fi cuprins de folcul autentic. Evenimentul va avea loc joi la Clubul Studenților. Intrarea este liberă. Noi toate activitățile care le facem, le facem fără niciun fel de contraprestație din partea celor care vin. Doar am dorit să fie cât mai multă lume la acest eveniment autentic românesc, spunem noi.